Ședința extraordinară de Consiliul Local seara trecută la Orșova, trei proiecte extrem de importante pentru comunitate au trecut de votul aleșilor locali, chiar dacă în cadrul ședinței au fost prezenți doar 9 consilieri. Consilierii din partea Partidului Național Liberal au lipsit cu desăvârșire. Consilierii locali orșoveni s-au întrunit seara trecută în ședință extraordinară a Consiliului Local. Urgența este dată de faptul că astăzi avem termen până la ora 12 să depunem toate documentele necesare în vederea încărcării în sistemul electronic a proiectului și documentelor care însoțesc reabilitarea și modernizarea infrastructurii de fluide medicale și a rețelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a sistemelor de ventilație și climatizare ale aerului, precum și a instalațiilor pentru creșterea securității la incendiu aferente Spitalului Municipal Orșova. Deci urgența este dată de faptul că astăzi, până la 12, la ora 24, o să trebuiască să încărcăm inclusiv acest proiect adoptat, plus toate documentele pe care le voi semna de aici încolo, după ce se adoptă acest proiect. De-aia este prezentă și doamna Munteanu în sală și pentru explicații, dar ca să și încalce documentele necesare, să ne încadrăm în acest timp foarte scurt. Proiectul adoptat este finanțat din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de 1.600.000 de euro. Primar, ce aveți de spus la acest... Este un proiect foarte important pentru comunitatea orșoveană. Mă bucur că până la urmă am reușit să scoatem la liman toate documentele care erau foarte, foarte, foarte încălcite și nu concordau unul cu celălalt. Este un proiect care are ca și beneficiar Spitalul Municipal Orșova, un proiect care va avea o cheltuială de la bugetul Uniunii Europene, deci fonduri europene, peste 1.600.000 de euro și vizează în principal lucrări de modernizare a instalațiilor electrice, înlocuirea tablourilor electrice existente și completarea cu tablouri noi, înlocuirea în totalitate a iluminatului normal, fluorescent existent cu corpul de iluminat pe tuburi LED, înlocuirea circuitelor de prize și a prizelor existente, cât și completarea circuitelor de prize la nivel de clădire și în majoritatea spațiilor, echiparea corespunzătoare a tablourilor electrice cu aparatură de protecție și cu auxiliare corespunzător pentru monitorizarea consumatorilor de energie la nivel general pe fiecare tablou în parte, cu semnalizarea stării de avarie în cazul în care consumul pe tablou alimentat depășește pragul impus, implementarea instalațiilor electrice privind iluminatul de securitate. Tot prin acest proiect se achiziționează un grup electrogen cu motor diesel. Cu toate că proiectul este unul extrem de important pentru comunitatea orșoveană, consilierii locali liberali au dat bir cu fugiții și nu au fost prezenți la ședință. Întrebarea mea este dacă i-ați văzut cumva pe liberali, care se lăudau că sprijină spitalul, sprijină pe manager, sistemul de sănătate. Eu nu-i văd prin sală, dumneavoastră îi vedeți? Din păcate, unii au rămas la nivel de declarații și cu faptele am rămas doar noi ăștia care suntem la momentul acesta în sală. Sper să fi înțeles explicațiile mele. În cazul în care mai sunt necesare alte explicații, în sală se află doamna Munteanu Emilia, care va oferi toate explicațiile necesare. Mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc. Proiectul este finanțat din fonduri europene, astfel că a putut trece de vot, chiar dacă nu au fost prezenți toți consilierii. Un alt proiect de pe ordinea de zi a prevăzut desemnarea unui membru în Consiliu de Administrație al Spitalului Municipal Orșova. Avem o persoană pe care noi am votat-o și de 2 ani de zile, într-adevăr, s-a ajuns în faza în care noi nu știm ce se întâmplă, nu avem niciun raport. Dumneavoastră, dacă aveți un raport pe masă, din toți colegii de masă, din partea Consiliului de Administrație, cel puțin nu știu dacă sunt domnul secretar, domnul primar. Pare domnul ăsta este și președinte, care de fapt considerăm că împiedică anumite informații, care sunt întrebări primite pe stradă la toți cetățenii, ce se întâmplă, de ce nu sunt internări, de ce spitalul e închis, de ce nu, de ce. Nu avem informații.
Și considerăm că ar fi bine, ca așa e în viață, să mai revizuiești, să mai înlocuiești, să mai înnoiești echipa, că și printre noi să mai înlocuiești, să mai înnoiesc. Și în condițiile asta s-a inițiat un proiect de hotărâre pentru, și acum, cum spune domnul secretar, să trecem pe articole, da? Se revocă mandatul domnului Corcescu Ghiță, reprezentant Consiliul Local al municipiului Orșova, în Consiliul Administrației Spitalului Municipal Orșova. Cine este? După care facem propunere. Cine este pentru? Număr consilieri prezenți 9. Total voturi valabile exprimate 9. Total voturi exprimate pentru domnul Popa Petre 9. Total. Constatăm că majoritatea absolută cerută de lege a fost obținută de domnul Popa Ioan Petre. Ordinea de zi a cuprins 3 proiecte, cel de-al treilea făcând referire la reconstituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Orșova. Toate cele 3 inițiative au trecut de votul consilierilor.